Experiența și înțelepciunea foștilor edili ai municipiului Slobozia contează pentru actuala administrație. Ca o dovadă a respectului și aprecierii rolului important pe care l-au avut în conducerea municipiului, foștii primari și viceprimari ai reședinței de județ au fost invitați de primarul Adrian Mocioniu la o întâlnire festivă care se dorește pe viitor o adunare consultativă pentru a identifica soluții la problemele cu care se confruntă municipiul. Primarul Adrian Mocioniu i-a îndemnat să relateze care au fost cele mai importante realizări ale mandatelor fiecăruia și le-a oferit o diplomă pentru merite deosebite în dezvoltarea municipiului Slobozia. Având în vedere experiența dumneavoastră și longevitatea dumneavoastră în diversele demnități pe care de-a lungul anilor le-ați avut în municipiul Slobozia, vreau ca această întâlnire cu foștii primari și foștii viceprimari, dacă în momentul de față este festivă, pe viitor să fie o întrunire consultativă. Pentru că în demersurile pe care administrația prezentă vrea să le facă pentru a schimba anumite lucruri în bine în municipiul Slobozia, trebuie să știm foarte bine problemele care au fost înainte. Poate unii dintre dumneavoastră în momentul când ați deținut mandatul, ați fi vrut să faceți mai mult. Probabil sunt proiecte începute de unii dintre dumneavoastră, cărora administrațiile ulterioare nu le-au mai dat aceeași importanță, deși poate erau imperios necesare. De fiecare dată am încercat să facem ceva, nu să-mi placă, mie să-mi placă oamenilor. Eu cred că asta este baza. Cea mai mare realizare? Vă spun care. Școala Generală Bora, 8 clase și prima promoție de 8 clase absolvite în Bora. 12 aici. Deci 12 romi au făcut 8 clase. Mi-am slujit comunitatea cu credință și cu dragoste, așa cum am priceput eu mai bine. Și noi am avut multe greutăți când am început activitatea aici. Țin minte canalizarea municipiului cu parcanșele acelea care se bătea zi și noapte, de la un cap până la gară al orașului. Între timp, în perioada aceea ne inunda. O lucrare mare, de mare importanță este digul care ne apără și nu mai intră apa în municipiul Slobozia. Sigur, mai sunt și alte lucrări, a predominat construcția de locuințe. Eu am fost primul primar și după revoluție, după acea revoltă populară, sau mai bine zis, o încercare de sistem și ceea ce am realizat în acele zile, care pot să spun, de care mă mândresc, că am reușit să creez impresia și să dovedesc cetățenilor Sloboziei că și primăria este a lor. Și se pot bucura și veni oricând. Ușile au fost tot timpul deschise. După Revoluție, primarul trebuia să stea cu urechile largi deschise, nu la cei care l-au ales, pe care îi reprezentau, mă refer la partidul din partea căruia candidau, ci trebuiau să fii cu urechile largi deschise la cei din jurul tău care ți-au acordat votul. Am avut două mandate, am lucrat cu doi oameni cu o experiență deosebită, de la care am avut de învățat. Am făcut, așa cum spunea un antevorbitor, și lucruri bune și greșeli. Este important să învățăm din greșeli, este important să încercăm să facem lucruri bune pentru cetățeni. A aprobat decretul privind denunțarea gazului. A fost una din marele realizări ale perioadei respective. Plus că în perioada respectivă se construia locuințe, era o perioadă cu locuințele. În fiecare dimineață trebuia mers, văzut ce bloc, ce scară de bloc se construiește și dacă e gata la sfârșitul lunii, că trebuia să raportezi acest lucru. Iar un mare. Și aș vrea să vă spun. Marele greșeli care se fac la ora actuală, că încercăm să politizăm ca. Acum, în noua echipă, sperăm să facem lucruri frumoase,
să lăsăm fapte, că vorbele se duc. Și oamenii vor aprecia dacă am făcut lucruri bune sau mai puțin bune. Însă, noi credem că vom duce mai departe cu mândrie ceea ce a realizat dumneavoastră. Înclin în fața dumneavoastră munca dumneavoastră de anuți. Sper să putem să o continuăm cu rezultate care să vă mulțumească inclusiv pe dumneavoastră, pentru că sunteți ca și părinții noștri. Fiind înaintașii noștri, în primul rând ne raportăm la ceea ce ați făcut dumneavoastră și la intențiile dumneavoastră de a continua noi munca pe care ați început-o. Sunt mai mult decât onorat să mă aflu în prezența dumneavoastră și printre noi se află și cei care nu mai sunt de altfel. Și le mulțumim și dumneavoastră. La acest eveniment important a fost invitat și președintele Asociației Municipiilor din România, Robert Negoiță, cel care a pledat pentru implementarea unui cadru legislativ cât mai coerent pentru finalizarea tuturor proiectelor care pot aduce bunăstare comunităților. Pentru implicarea sa în sprijinirea demersurilor autorităților locale, Robert Negoiță a primit cheia municipiului Slobozia din partea primarului municipiului Slobozia. Avem nevoie de experiența celor care au fost înaintea noastră și așa pot spune așa, iar e nevoie de continuitate, avem de învățat permanent, mai ales de la cei care au experiență mai mare. Și evident că și noi, ca Asociația Municipiilor, încercăm să facem viața primarilor cât mai ușoară. Vă spun foarte clar că primii pași s-au făcut, deoarece Asociația Municipiilor a obținut pentru primari și administrațiile locale foarte multe drepturi. Urmează să avem o lege a salarizării care ne avantajează foarte mult, pentru că aceasta este principala problemă în administrație. Putem să oferim o salarizare bună, iar în administrație să lucrăm cu oameni foarte pricepuți și foarte competenți. Noile măsuri ale AMR încurajează în primul rând primarii activi, primarii care vor să facă foarte multe treburi, pentru că sunt sigur că și dintre dumneavoastră de multe ori ați vrut să faceți mai mult, dar anumite bariere legislative care nu țineau de noi, de primari, le întâmpinam. Împreună cu echipa de conducere actuală a Primăriei Municipiului Slobozia, am hotărât să-i oferim domnului Robert Negoiță cheia orașului Slobozia. Vreau să-l felicit pe Adrian pentru această inițiativă, pentru că reușim să aducem trecutul aproape de prezent, pentru a putea gestiona corect viitorul. Și sunt convins că, dincolo de acest moment festiv, dacă vor avea loc acele întâlniri pe care le-ați propus aici, de consultare pentru o viziune echilibrată și cât mai complexă pentru dezvoltarea municipiului Slobozia, este un lucru bun. Președintele Consiliului Județean Ialomița l-a felicitat pe primarul municipiului Slobozia pentru inițiativa de a consulta foștii primari și viceprimari. De asemenea, acesta a subliniat că cea mai mare responsabilitate pe care o au ca și autorități este binele județului. Inițiativa domnului primar Măceniu este una laudabilă. Cred că ar trebui să ne întâlnim cât mai des cu reprezentanții administrației publice județene și eu am făcut asta acum câteva luni când am dorit să fac o consultare cu foștii președinți de județ, cu foștii vicepreședinți, cei care au fost din 90 până astăzi. Și să știți că a fost o întâlnire de la care am avut foarte multe de învățat. Chiar dacă vin după 16 ani de administrație publică locală, am fost primarul unei localități și acum destinul m-a adus în această poziție, vreau să vă spun și consider de altfel că misiunea pe care o are un primar este una unică. Mi-aș dori ca întreg spectrul politic al Ialomițean să înțeleagă că avem această misiune importantă, că e prea târziu să mai avem orgolii și că ar trebui să avem această misiune clară, măcar o dată, măcar un mandat, să înțelegem, că singurul obiectiv major al nostru se cheamă Ialomița. Este prea târziu să mai avem orgolii și să încercăm să impunem anumite idei, pentru că sunt doar ale noastre. Avem ideile și eu și dumneavoastră, avem ideile cetățenilor.
La întâlnirea festivă au luat parte și primarul orașului Veles din Republica Macedonia, oraș înfrățit cu municipiul Slobozia, precum și primarul tinerilor. Schimbul de idei dintre generația trecutului și a prezentului nu poate fi decât benefic în contextul în care cetățenii au nevoie de stabilitate și prosperitate.